Bun venit sau revenit pe canalul meu! Dacă sunteți noi aici, eu sunt Andrada, îmi pare bine să vă cunosc și nu uitați de un subscribe dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce fac eu și de un like dacă vă place activitatea mea de pe YouTube. Azi dăm startul unui nou daily vlog de weekend și mă vedeți cu părul așa minunat pe cordon pentru că m-am trezit de dimineață și am zis să mă spăl pe cap. M-a prins puțin răceala și atunci am zis să nu dorm cu părul pus pe cordon pentru că, na, totuși e puțin umed și nu vreau să agravez răceala, așa că am preferat să mă trezesc mai de dimineață, să mă spăl pe cap, să îl pun pe cordon și de data aceasta nu l-am mai pus pe cordonul de la halat și l-am pus pe un cordon din acesta mai grosuț, așa buretat, pe care eu l-am de pe Shein de 2 ani, ceva de genul. De obicei, nu prea îmi puneam pe cordonul acesta părul, pentru că nu pot dormi cu el, fiind mai gros, mai buretat, mi-e puțin mai incomod și mi-e mult mai ok cu cel de la halatul de baie. Însă, m-am gândit și am zis să încerc cu acesta, pentru că îmi doresc niște onduleuri, dar nu îmi doresc onduleuri din acelea foarte mici, foarte strânse. Și atunci am zis că acesta fiind mai mare și mai gros, s-ar putea să iasă cum îmi doresc eu părul. Și mai am de stat măcar 2 ore, vreau să mai stau cu el așa pe cordon, ca să fiu sigură că se păstrează măcar vreo 2 zile părul ondulat. În altă ordine de idei, vreau să fac croasante. Am găsit ceva croasante la Lidl, e un tub și scrie că sunt mai multe triunghiuri în el și faci croasantele. Nu știu exact ce va ieși, fără și voi imediat tubul, poate voi ați încercat și îmi ziceți și mie dacă vă plac, nu, cum v-au ieșit vouă, dar eu m-am gândit să fac câteva cu fistic, câteva cu căpșuni și câteva așa simple și să pun doar niște semințe deasupra. Cam acesta e planul meu. Dar vă arăt imediat tubul cu croasante, că nu știu cum să zic, că e o formă așa cilindrică. Și după aia vă arăt rezultatul final, să vedem exact ce a ieșit din acel aluat. Acesta este aluatul, eu l-am ținut până acum în frigider, pentru că din frigider l-am luat de la Lidl, deci nu era congelat sau ceva. Și zice că se face la cuptor la 200 de grade Celsius. Și aici mai avem așa niște indicații pentru el. Haideți că sunt gata croasantele și le-am lăsat puțin cam mult. M-am uitat, le-am pus 12 minute și am pus timer din acelea la cuptor. Și m-am uitat când era cam 9 minute și mi se părea că s-a aproape făcute, dar cumva se vedea că mai trebuie puțin să stea. Și m-am luat una alta, am coborât până la parter, până am urcat, nu știu, a fost gata cuptorul și puțin scam făcute, dar eu zic că au ieșit super fine. Întorc camera și vi le arăt și vouă. Acesta e rezultatul final și vedeți că aici în colțuri s-au prăjit puțin, dar așa ele în rest arată foarte fine. Și stați să văd. Astea care sunt așa cu semințe de susan, floarea soarelui, dovleac și in, însă simple. A, și puțină sare, am pus deasupra sare de Himalaya roz. Acestea care sunt cu fistic, sunt și cu umplutură de fistic în interior. Acestea vedeți că s-a și desprins puțin, dar uitați ce moale îi. Deci sunt foarte moi, foarte puffy, așa, chiar dacă aici s-au ars puțin. Iar acestea două de aici sunt cu gem de căpșuni. Nu am avut eu cel mai strălucit gem de căpșuni și dacă vedeți voi pe aici s-au desprins și au curs puțin. A, și deasupra le-am dat și cu puțin ou. Deci, na, cam aia se vede pe aici, așa, oul. Dar ca idee, cred că dacă le bași la cuptor, 10 minute e suficient. Eu le-am pus 12 minute la 200 de grade cu căldură de sus și jos. Pe indicațiile de preparare scria între 12 și 15 minute. Eu am pus 12, dar
Poate e mai puternic cuptorul meu și na, s-au făcut mai repede, sau faptul că puțin au stat și la temperatura camerei până le-am preparat eu. Nu știu exact care e motivul, dar na. Oricum, sigură că o să fie bune și arată foarte, foarte fain. În continuare, mă pun să strâng din bucătărie, să fac un pic de ordine aici. După aia mă duc să văd cu ce mă îmbrac, pentru că o să ieșim în oraș cu Larisa și cu Olesia. Am zis să ne vedem puțin pentru că săptămâna viitoare eu o să fiu la un curs, o să fiu și pe weekend, apoi cred că o să plec weekendul următor acasă la bunicele mele și la maica mea, iar peste 2 weekenduri sau 3 o să fim plecați iarăși. Ce, luna aprilie o să fie așa o lună cu plecări, plimbări, lucruri noi și o să fie așa o lună un pic a schimbărilor și a, da, a schimbărilor și a lucrurilor noi, dar vă mai povestesc eu așa mai multe pe parcurs. Haideți că îs gata de plecare. Mi-am desprins și părul și îmi place super mult cum stă așa, cumva ăsta-i vibe-ul ce-l căutam eu. Și data trecută mi-a plăcut că erau mult mai micuțe buclele și mi se părea că, nu știu, aici stă cumva ridicat la acel nivel cu asta, mi se părea ceva, ceva dubioșel, dar de data asta îmi place cum au ieșit buclele. Zici că sunt așa făcute, nu știu, cu peria sau cu un ondulator foarte mare. Acum să văd și cât îmi rezistă. M-am îmbrăcat. Am dat și cu rimel pentru că uitasem de dimineață să mă dau cu rimel, bine că mi-am dat seama. Mi-am luat un sacoș, paltunaș roz de la Zara, vi le arăt și vouă imediat. Și o să-mi iau, cred că, poșeta albă care o port într-o mare veselie de când mi-am cumpărat-o. Și suntem gata de plecare. A, și să nu-i să iau o scară din aceea micuță de noi. Avem un scaun care se face scară. Și vreau să le iau pentru că după ce terminăm plimbarea în oraș, o să mă duc la Larisa să o ajut să își schimbe perdelele și draperiile. Și eu am mai ajutat-o în iarnă, dar tavanul ei e foarte înalt și eu nu ajung. Și atunci m-am chinuit, am tras noi o comodă, ne-am chinuit puțin și m-am gândit acum să iau scara asta, poate mă ajută și e suficient de înaltă cât să mă urc pe ea și să nu mai tragem mobila prin casă. Deci cam asta urmează să facem. Să ieșim la suc și povești în oraș și să punem draperii și perdele. Asta e scara de care vă ziceam că o să o car cu mine astăzi în oraș. Eu le-am și scris pe grup la fete că mai am să iau scara și sunt gata. Și Olesia era, ce ții? Cu ce vii? Eram cu scara. Și asta sunt eu, acesta e paltonașul de care vă ziceam că e ca un sacou așa mai lung. Mi-am luat și ochelari de soare să nu-i mai uit acasă de data asta și chiar n-am mai purtat de mult ochelarii ăștia rotunzi și mi-era dor de ei. Și sunt gata, aștept să vină fetele, trebuie să ajungă într-un minut, două și ele că stăm destul de aproape una de alta. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night. Gata, ieșirea noastră la Flonta. Am lăsat-o pe Olesia și eu am venit la Larisa. Să-mi dau și ochelarii că aici nu mai e așa soare. Și acum se înceapă operațiunea, nu știu, să-ți deschid portbagajul. Căratul scării și montatul de perdele. Am terminat de pus draperia și acum mă întâlnesc cu mama finiției noastre, cu Nicoleta, și mergem la sat pentru că băieții îs la sat. Și scara n-am mai luat-o cu mine, i-am lăsat-o la Risa încăpănată și m-a plimbat toată ziua cu scara după mine.
Am ajuns la sat, ne-am jucat puțin pe aici, am alergat și așa mai departe. Între timp am primit și o jachetă de împrumut, pentru că ați văzut că am plecat în sacou, pentru că n-am reușit să ajung acasă. Și vrem să vă arăt trifoi, cât de mult trifoi îi aici în grădină. Adică oriunde te duci așa, îi tot trifoi pe jos. Și sincer să fiu, de mult am mai fost atât de mult trifoi într-un singur loc. Am zis că poate găsesc și eu un trifoi cu patru foi, găsesc norocul. Dar deocamdată n-am găsit niciunul, m-am uitat așa puțin. Mai stăm puțin și după aia cred că mergem spre casă, pentru că deja apune soarele și de așa să se înnoreze puțin. Și nu mai e atât de cald afară, da, nu mai e nici lumină și cred că o să plecăm spre casă. Dar mai așteptăm un pic să termine și băieții treaba ce o au. Până atunci ne jucăm pe aici. Bună dimineața! Azi e duminică la mine. Noi aseară ne-am mai auzit puțin când eram la sat, apoi am mers să luăm burgeri. Și după eu m-am pus să editez clipul care trebuie să intre azi la voi și cam asta a fost seara mea. Acum e dimineață, mergem să luăm motorină și apoi mergem să vedem cealaltă mașinuță, pentru că încă nu este gata, dar nici nu mai vrem să o lăsăm la același mecanic, vrem să o luăm acasă și să încercăm să o preparăm altundeva, nu știu, vedem ce se face cu ea, pentru că după o lună de zile, dacă încă nu i-a dat de cam, nu știu, pentru mine e suficient timp, așa că am zis că azi mergem și o luăm. Dacă tot stau în mașină și aștept, am zis să mă mai auz, să mă povestesc cu voi, pentru că afară e urât azi. Ieri a fost soare, a fost fain, ați văzut, a fost super, super vremea, dar azi plouă și bate vântul și e o vreme super așa închisă și mai încolo va trebui să mergem să facem neapărat niște cumpărături, să iau mâncare la bebiți, să iau ceva de mâncare și pentru noi și niște fructe și legume ar trebui să mai iau, că nu mai prea avem și sunt și un pic înfundată pentru că v-am zis că m-a prins un pic răceala, nu e chiar rău, dar nu e nici foarte wow și vreau să văd ce vitamine mai am, pentru că va trebui să iau vitamina C și vitamina D totuși pentru sistemul imunitar. De astea să ajung acasă să mă uit, pentru că m-am trezit, am băut câteva guri de cafea și Florin m-a și luat, hai să mergem, să facem, să luăm mașina, să toate cele. Nu am apucat, n-am apucat nici să mă machez, n-am apucat să fac nimic. Plecat așa, m-am îmbrăcat și am plecat. Și acum trebuie să mă gândesc foarte bine pe săptămâna viitoare cum mă organizez cu toate, deoarece o să fiu la un curs. M-am hotărât eu prin luna decembrie, deci nu e ceva recent chiar, că aș vrea să urmez un curs și anume un curs de manicură. Și am căutat așa puțin. Și am ales să mă înscriu la un curs de manicură, care, al cărui trainer este Aura Bacoș. Ea e trainer în Academia Cupio și cumva când am căutat unde să mă înscriu și așa, n-am dat seama că m-am uitat la mai mulți trainer, m-am uitat la feedback de la cursante, m-am uitat și la stilul trainerului, pentru că, na, până la urmă, cum mi-a zis și o prietenă, că și asta e important, deoarece dacă, nu știu, tu îți imaginezi că o să lucrezi într-un anume fel și un anume stil, s-ar și trainerul cumva are cu totul alt stil și așa, na, s-ar putea la un moment dat să nu fii 100% mulțumit sau na, să ai tu mai mult de lucru după pentru a ajunge să lucrezi cum vrei, na. Chestii de genul. Și m-am înscris la acest curs. Și am mai găsit locuri disponibile la cel din sfârșitul lui martie. 25 martie încep, adică mâine. Și am un pic emoții, pentru că în afară cum mi-am făcut mie unghiile, și am mai făcut așa câteodată la câte o prietenă sau la maică-mea, dar maică-mea mai făceam când eram în liceu. Nu am făcut unghiile niciodată, n-am făcut manicură, nu
Nu. Dar m-am gândit și cumva mi-aș dori să știu să fac mai bine, pentru că m-aș dori să știu să-l fac și pe ale mele mai bine. Și nu știu, dacă mi s-a pus mie așa pata că vreau să învăț ceva nou și să învăț ceva nou și practic, că asta a fost cumva chestia, pentru că nu-mi doream doar să mai fac un curs care să fie așa într-un domeniu teoretic. Și îmi doream să învăț să fac efectiv ceva practic, cum Florin știe să facă kinetoterapie și masaj. Și știe să facă masaj, a făcut cursuri și a învățat să facă ceva practic care îl ajută. Așa mi-am dorit și eu să învăț să fac ceva practic. Și da, nu mi-am dorit să învăț să fac masaj pentru că nu că n-aș avea răbdare, dar nu am neapărat forța necesară să fac asta, pentru că implică și puțină forță și na, condiție fizică și nu pot să zic că sunt acolo. Așa că nu m-am băgat să fac chestia asta și m-am tot gândit dacă să fac un curs de make-up, dacă să fac unul de manicură, dacă să fac unul de gene sau, da, nu știu, mai multe chestii m-am gândit să încerc să fiu în perioada aia și am zis că dacă tot sunt perioada în care îmi fac singură manicura și îmi cumpăr poze semi-permanente și chestii și na, așa mai departe. Hai să și fac un curs. Până la urmă, ce am de pierdut? Pentru că, nu știu, orice curs făcut, orice chestie prin care investești în tine, pentru mine e doar ceva prin care poți să câștigi. Așa că asta o să facem săptămâna viitoare. O să facem un curs de bază pentru manicură. Acum, după ce o să închid cu voi, o să mă pun să și postez pentru modele, pentru că o să avem nevoie de modele la curs. În rest, totul este inclus, materiale tot, dar avem nevoie de modele. Și prietenele mele cam toate lucrează până pe la 5-6. Și mie îmi trebuie model de la ora 12, de la prânz. Așa că sper, nu știu, să fie niște fete pe grupuri și poate și în lista mea de follower, pentru că o să pun și pe Insta și pe Facebook mesajul și să mai pun încă într-un grup cu modele. Sper să fie, nu știu, fete interesate sau care au timp și vor, sau studente și, na, cum acum tot ce, nu știu, trebuie să aducă ele e răbdarea cu ele, pentru că nu știu cât timpul mi-a, nu știu. Chiar n-am idee, până nu încep, până... Că m-a întrebat o prietenă câte ore termin, că dacă termin în X ore, poate pot să vin eu. Și am zis, păi nu știu, habar n-am cât îmi ia, cât nu-mi ia, cât de priceput o să fiu, cât nu, cât de bine o să înțeleg tehnicile. Am zis, nu vreau nici să te încurc, deci, na, asta e chestia. Dar, în schimb, mă bucur super, super mult că Andreea, fosta mea colegă și am fost la nunta ei, cred că el... Doilea vlog sau al treilea pe canalul meu în care am fost la ea la nuntă și am filmat așa puțin puțin. O să vină în prima zi în care am nevoie de model, o să vină ea și mă și bucur că vine ea pentru că na, o cunosc și n-am emoții cu ea, deci chiar cu ea nu am emoții, că așa mai am prietene cu care cred că aș avea emoții când aș vrea, nu știu, nu că să o dau în bară, că până la urmă tot ce facem acolo facem supervizați de un trainer care îți dai seama, te lasă să faci prostii de capul tău. Dar, na, nu știu, cu ea știu că nu aș avea emoții, că, Doamne, iartă-mă că am trecut prin atâtea chestii și așa cu ea încât nu am emoții și mă bucur super mult că vine ea. Și în restul zilelor trebuie să-mi găsesc model. Bun, și asta e ceea ce o să fac eu săptămâna viitoare. Vineri să am o zi liberă de la curs. Și poate ne auzim atunci și vă mai zic cum mă descurc, cum mi se pare și să vedem ce o să facem, pentru că va fi și singura zi în care cred că voi avea timp să filmez. Dar, na, cum v-am zis, încă nu știu cum se desfășoară tot, câte ore o să-mi ia, așa că mai văd eu pe parcurs săptămâna viitoare. Și în caz că o să lipsesc cu un vlog de la voi, să știți că îmi pare rău, dar cred că acesta va fi motivul că nu aș avea timp să filmez. Haideți că mergem la Larisa să luăm scara, că ieri v-am zis că nu m-am mai plimbat cu scara după mine și am lăsat-o la ea și mergem azi să o luăm de la ea, apoi o să facem niște cumpărături pentru că avem nevoie pentru casă și cel mai probabil o să ne auzim cu cumpărăturile, să vă arăt ce am luat. Haideți că am ajuns acasă de la cumpărături și de la plimbarea noastră prin Ikea, dar la voi o să apară în
vlogul sau videoul următor, filmarea din Ikea și holul cu cumpărăturile din Ikea, o să apară un video următor. Însă, pentru că ne-am oprit și la Lidl, vreau să facem așa un haul și cu produsele de la Lidl și să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Am pus aici pe scaun punga și o să le scot cum v-am obișnuit pe rând și vă arăt fiecare produs în parte. Am luat așa o pâine cu multisemințe. Am luat de curând o pâine cu semințe de genul acesta și de la Penny. Să știți că a fost foarte bună. Chiar m-a surprins cât de bună a fost la gust. Am luat așa un cofraj cu 10 ouă. Am luat o salată cu hummus, bulgur și cranberry. Am tot vrut să o încerc și am văzut că aveau așa și cu linte, dar am zis să o încerc pe asta cu bulgur și cranberry prima dată. Și cred că o să o încercăm chiar în seara asta, să vedem cum îi. Pentru că mi-a plăcut foarte mult cum au ieșit croasantele ieri, am mai luat un tub din acesta cu aluat, tot cu 6 bucăți. Inițial am zis că iau două, dar după am zis că mai bine iau mai des și na, să fie mai proaspete. Am luat și o plăcintă cu varză călită și bacon. În timp ce eram prin Lidl, am văzut o altă plăcintă care era cu carne și am zis la Florin că mi s-a făcut poftă de plăcintă cu varză. Și numai bine că am și găsit-o pe aceasta în Lidl, așa că pot să-mi fac în seara aceasta pofta și cred că asta va fi cina mea și o să încerc și salata și pentru mine e suficient. Mai aveau și cu dovleac și mă tenta și aceea, dar știam că nu mâncăm atât de multă plăcintă încât să iau și cu dovleac și cu varză. Am luat un sos din acesta pentru paste. Dacă nu am timp să gătesc o cină sau ceva, fac niște paste rapide cu sosul acesta. Am luat două sosuri din acestea, dar al doilea nu știu unde e ping-pong acum. Am luat o mortadela din acesta cu fistic. E foarte bună. Dacă n-ați încercat-o, puteți să o încercați, că e chiar foarte ok. Am luat așa o pungă cu parmezan. Bucățele din acestea mici de parmezan ca să pun peste paste. O pungă din acesta cu 3 ardei, cu unul roșu, unul galben și unul verde. Pentru o săptămână nouă ne e mai mult decât suficient. Roșii sherry din acestea micuțe, care să știți chiar miros a roșii. Am fost surprinsă, dar chiar au așa un miros de roșii. Acum sper să fie și bune. Eu din ce mi-am amintesc am mai luat din acestea și erau ok, dar acum nu sunt sigură. Am luat și o cremă de brânză cu chili. Nouă ne place mult asta cu chili. Cașcaval feliat pentru sandvișuri. V-am zis că e foarte practic. Salată cu icre de crap. Asta și-a luat-o Florin. Eu nu mănânc icre, deci nu știu să vă zic dacă e bună sau nu. Dar bănuiesc că dacă el și-a recumpărat-o, îi place și e bună. Am luat așa și bacon din acesta. Am găsit și mușchiuleți de porc crud uscat. Am zis că o să fie foarte practic așa la mic dejun sau cină. Dacă facem ceva rapid sau un platou așa cu mezele regi, asta o să fie bun. Am zis că am luat încă un borcan cu sos pentru paste. Mi-am luat niște bake rolls. Am zis că dacă mă duc la curs să am și ceva de ronțăit la mine, că nu. V-am zis de frica mea că mor de foame și în aceeași idee am luat și aceste... sunt ca niște chipsuri micuțe, dar sunt din orez brun și sunt foarte bune. Foarte, foarte bune sunt, să știți. Dacă vreți o variantă un pic mai sănătoasă decât chipsurile clasice de cartof, vi le recomand pe acestea. Am luat și pentru toaletă un săpun din acesta de la AS. Nu mă încântă neapărat genul acesta, însă nu avea prea multe variante în Lidl și l-am ales pe acesta din ce era acolo la raft. Am cumpărat banane.
Și asta văd că săraca e lovită. Sau am lovit-o noi în pungă. Că și asta e o variantă. Nu știu ce se întâmplă cu fructele în ultima lună, dar n-au niciun gust. Sincer, mere n-au gust, perele n-au gust, nimic. N-am găsit fructe bune. Și nu m-am plâns doar eu, pentru că și colegii la lucru s-au plâns și mama lui Florin mi s-a plâns că nu știe ce fructe se ia în sezonul ăsta, în perioada asta mai exact, că nu au niciun gust. Eu am mers în continuare pe banane și am luat aici și câteva mandarine. Acum, sinceră să fiu, nu știu cât de bune mai sunt mandarinele, pentru că o perioadă n-am luat, dar am luat așa 4 mandarine și am zis să vedem. În ideea de desert și de ceva dulce, nu m-am putut abține și am luat aceste mini wafe cu unt. Ca mini gustărică dulce, eu zic să iei așa câte o wafă din aceasta, maxim 2, o să fie super. Am cumpărat și 2 dovlecei, pentru că cred că o să fac dovlecel panel într-o seară. Până de curând mie nu prea îmi plăcea dovlecelul pane, dar anul trecut am găsit eu o variantă de dat și prin pesmet, nu doar prin nou, și de când îl fac așa îmi place foarte mult, așa că de-aia tot îmi cumpăr dovlecel. Am luat și lapte pentru cafea să avem și 2 sticle de Corona extra, pentru că să mai aibă și Florin dacă vrea seara sau dacă mai vine cineva la noi în vizită, pentru că seara am pățit și aveam să dăm apă minerală și apă cu sirop. Asta a fost toate variantele pe care noi le aveam în casă, pentru că nu prea aveam nici sucuri, nici nimic. Și astea sunt toate cumpărăturile de la Lidl. Aici o să încheiem și daily vlogul nostru de weekend. Eu mă pun să bag la frigider și pe la locul lor toate produsele. Iar în continuare cred că o să fac plăcinta, mâncăm, ne uităm poate la un film, adică oricum ceva pe relax, pentru că v-am zis, vremea azi e destul de urâtă și nu prea mai e de ieșit afară sau de stat afară și plimbat. Eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și noi ne vedem data viitoare. Bye!